Salutare și bine v-am găsit la știrea zilei de la The Click. Eu sunt George Mesaro și astea sunt știrile. A, nu toate, dar unele. Pensiile speciale se îngrașă, dar bugetul țipă de foame. Contracepția, un lux pe care tinerii nu și-l permit. Rafila refuză demisia și mizează pe audituri fantom. Guvernul zice da la sesizări anonime în caz de hărțuire sexuală în universități. În știri recente v-am pregătit ceva special. Pensiile. Mai exact, pensiile speciale au luat iarăși avânt și cresc cu aproape 15%, atingând speciala sumă de 16,8 miliarde de lei. Asta înseamnă cam 1% din PIB-ul nostru drag. Adică pe românește, cam un leu din fiecare 100 de lei produși în țară se duce la aceste pensii speciale. Da, exact acelea care nu se bazează pe contribuții, ci doar pe privilegii. Pentru referință, în educație investim un pic peste 3% din PIB, adică o treime din cât dăm pe educație, cheltuim pentru pensii speciale. Statul român e ca un tânăr care merge fără bani în club, comandă șampanie și se miră când vine nota. Singura diferență fiind că nota vine tocmai la cei care nu văd un strop de șampanie. Se pare că bugetul țipă după ajutor de multă vreme, dar cine să-l audă peste muzica tare a cheltuielilor? Și în timp ce pensiile speciale fac biceps pe steroizi cu procentele de creștere, recalculările la celelalte pensii sunt cam simbolice. Cineva a spus odată că toate pensiile sunt speciale în felul lor. Se pare că unele sunt speciale ca sumă, restul probabil au alte calități. Adică, na, un leu în plus la pensie nu strică, dar nu te ajută să-ți cumperi nici măcar o pâine dacă pâinea deja s-a scumpit mai mult decât recalcularea și dacă șampania rămâne oricum doar pentru speciali. Mai rău e că ministra muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat că unele pensii au ieșit mai mici în urma recalculării. Dar atenție, acestea sunt pensiile pentru oamenii simpli, nu pentru speciali. Că pentru ei avem doar majorări, niciodată diminuări. Avem un număr de 803.433 de pensii care nu sunt majorate după recalculare, adică 17,44%. Dintre acestea, 84.176 au aceeași valoare rezultată în urma recalculării și diferența au o valoare mai mică, dar ceea ce este important este ca fiecare pensionar să știe că pensia nu scade. Avem articolul 144 și 155 din lege. Așa că în timp ce privilegiații își verifică conturile mai ceva ca pe vremea marilor descoperiri, majoritatea pensionarilor își verifică buzunarele să vadă dacă mai au pentru o jumătate de pâine. Ce să zic? Liberté pentru unii, egalité pentru nimeni. Nu-i de mirare că peste 190.000 de membri de Click au semnat pentru tăierea pensiilor speciale. Erau mai puțini înainte, dar am implementat niște recalculări și numărul de semnatari a crescut semnificativ. Și poate crește și mai mult. Semnează și tu dacă n-ai făcut-o deja. Mai departe, în România anului 2024 pare că sănătatea sexuală a tinerilor e tratată ca un lux, nu ca un drept. Pilula de urgență, prezervativele, contraceptivele orale, toate astea au prețuri care zgolesc portofelul mai rapid decât un concert sold out la Coldplay. Să ne gândim un pic. Pilula de urgență te costă cel puțin 50 de lei, iar un sterilet poate ajunge la câteva sute de lei. La asta se adaugă prezervativele, care costă aproape 4 lei bucata, cam cât un pachet de gumă de mestecat. Doar că prezervativele sunt cu adevărat esențiale pentru sănătatea ta. Asta deja nu mai e o economie de piață, e taxă pe sănătatea sexuală. Nu toți tinerii își permit să dea acești bani lunar, că nu sunt toți nepoți de pensionari speciali. Și nu toți sunt conștienți de riscurile pe care le implică nefolosirea contraceptivelor. De ce? Păi pentru că cei care ne conduc s-au gândit și au zis: dacă tot nu le dăm oamenilor măsuri contraceptive, hai să nu le facem nici educație sexuală. Așa că în loc să ne asigurăm că toată lumea are acces la aceste mijloace de protecție, ne trezim cu statistici cel puțin alarmante. România a luat medalia de aur la mame adolescente în Uniunea Europeană și din păcate n-a primit mașină gratis de la Țiriac. Și să nu uităm de numărul tot mai mare de cazuri de sifilis, boală despre care credeam că a rămas undeva în istorie, dar care se pare că ne face din nou probleme.
În punctul ăsta, bolile cu transmitere sexuală sunt ca un fost toxic. Am putea să le lăsăm în trecut, dar ne tot scriu pe Instagram și noi le tot răspundem. E timpul să le dăm bloc, pentru că avem cum. Dar, din păcate, sănătatea sexuală și reproductivă nu se află deloc pe radarul premierului Marcel Ciolacu sau a ministrilor săi. În bugetul din 2024, zero fonduri pentru contracepție. Zero. Zero euro, zero lei, zero forinți, zero bitcoin, zero lei moldovenești. Dar hei, pentru pensiile speciale, fără număr. Da, bine că pentru pensiile speciale putem cheltui 1% din PIB, dar pentru sănătatea sexuală, moneda oficială din Botswana. Căutați voi care e. Și atunci, ce facem? Stăm și ne plângem că așa e la noi? Sau punem presiune pe guvernanți? Dacă în Franța, Italia, Belgia și Spania cetățenii au putut obține decontarea contraceptivelor, atunci putem și noi. Nu de alta, dar oricum în țările alea suntem tot noi. Și ce doare cel mai rău e că nici nu era așa rău tot timpul. România, în urmă cu peste 20 de ani, oferea mijloace gratuite de contracepție. E timpul să schimbăm iar lucrurile, pentru că altfel o să ajungem și noi tinerii să zicem că înainte era mai bine. Erau sute de bucăți de prezervative, aveam zeci de cutii de flacoane de contraceptive, raportam în fiecare lună, primeam când aveam nevoie și oamenii învățaseră și veneau, era foarte simplu. Iar acum? Acum nu mai avem, de câțiva ani nu mai avem. Dacă guvernul nu ne dă măsuri contraceptive, nu avem de ales decât să ne înmulțim. Semnează petiția și hai să cerem contraceptive gratuite pentru tineri. Dacă putem obține abonamente studențești la sală și reduceri la bilete de tren, de ce n-am putea avea și contraceptive gratuite? Mai departe, într-o lume perfectă, fiecare scandal ar duce la demisii rapide și sincere. Dar în lumea lui Alexandru Rafila, demisiile sunt pentru cei cu coloană vertebrală. Nu am o problemă, nu este vorba despre demisia mea. Eu când plec de la Ministerul Sănătății, vreau să las lucrurile în ordine din punct de vedere al tuturor argumentelor necesare pentru că oamenii să aibă încredere în sistemul de sănătate din România. Ministrul Sănătății a reușit să transforme guvernul în cel mai tare horror show din oraș, refuzând să demisioneze după tragedia de la Spitalul Sfântul Pantelimon. Să recapitulăm. Rafila a trimis corpul de control la spital. Liniște. Ciolacu a trimis corpul de control la Rafila. Liniște. Împreună n-au reușit să ofere nicio explicație publică, dar au aruncat în joc un audit extern. Un fel de cireașa de pe tortul incompetenței din sistemul de control al guvernului. Documentele care fac referire la activitățile corpului de control nu sunt destinate comunicării publice conform unui ordin. Un lucru e sigur. Premierul Ciolacu este pe aceeași lungime de undă, protejându-l pe Rafila prin susținerea acestui audit internațional, care, să fim sinceri, pare mai mult un fumigen. Știm deja că procurorii au luat toate documentele ca probe. Ce vor verifica atunci auditorii internaționali? Îi vor număra vertebrele din coloana vertebrală a lui Rafila? Că le zic eu de pe acum. Zero. Exact câți lei se investesc în măsuri contraceptive. Între timp, comunitatea de click a lansat o petiție cerând demisia lui Rafila, semnată rapid de 10.000 de oameni care sunt la fel de sătui de audituri fără sfârșit și de promisiuni goale. Tu ai semnat? Sigur? Verifică totuși, că nu știi niciodată. Link în descriere. Și încă un motiv pentru care Rafila trebuie să plece. Hot News a cerut de 3 ori Ministerului Sănătății să facă public ordinul de ministru pentru controlul de la Sfântul Pantelimon. Și evident, răspunsul a fost o tăcere asurzitoare. Totuși, sursele din minister sugerează că modul în care Rafila a structurat acest control ascunde ceva important. Asta ne aduce aminte de trucurile unui magician prost care încearcă să-și distragă audiența în timp ce îi fură portofelul. Dar de ce e atât de important acest ordin? Pentru că el definește obiectivul controlului și componența corpului de control, adică cine, ce și cum controlează. Asta în condițiile în care surse judiciare spun că inițial personalul spitalului n-a vrut să coopereze, văzând că inspecția trimisă de Rafila a fost mai mult o acoperire decât o descoperire a problemelor reale. Așadar, Rafila ne asigură că totul va fi bine, că sistemul de sănătate din România este în mâini bune. Nu curate, dar bune. Mâini care, de altfel, refuză să lase scaunul de ministru chiar și atunci când scaunul arde. Dar hei, cel puțin avem auditori internaționale. Cine are nevoie de seriale TV când avem politica de sănătate românească? În episodul de astăzi, din Audit fără sfârșit, controlele nu sunt ce par a fi.
Ordinul de ministru ascunde ceva important. Și ochii care nu demisionează nu uită decât neregulile. În alte știri, guvernul tocmai a avut un moment de inspirație. S-a gândit să facă ceva bun în sfârșit și să ia în considerare și sesizările anonime în cazurile de hărțuire sexuală. Practic, Mihai Constantin, purtătorul de cuvânt al guvernului, a spus că acest proiect de hotărâre de guvern, care bagă în seamă și școlile și universitățile, este aprobat în primă lectură. Așa că poate pe viitor totul va fi cât se poate transparent. Sau anonim, depinde cum privim lucrurile. Pe lângă asta, se pare că regulile de combatere a hărțuirii sexuale nu vor mai fi doar pentru administrația publică și companii, ci vor ajunge să facă legea și în spațiile academice. Da, exact. Școli și universități. Să nu scăpăm nicio instituție din vedere. Mihai Constantin de la guvern ne-a arătat că sunt serioși și că până la urmă vor pune pe hârtie hotărârea finală săptămâna viitoare. Ce să zic? Așteptăm cu popcorn. Și pentru că tot am adus vorba de universități, să nu uităm de cazul lui Alfred Bulai, care a ajuns sub lumina reflectoarelor nu pentru un curs excepțional de comunicare, ci pentru acuzații de agresiune sexuală. Recent, procurorii au făcut chiar și percheziții. Decanul SNSPA, Cristian Pârvulescu, a fost și el audiat ca martor. Așadar, dacă te-ai săturat să vezi cum unii se comportă ca în Game of Thrones la facultate, este timpul să te bagi în seamă. E important nu doar să reacționăm la probleme, ci și să ne asigurăm că formăm un sistem stabil de protecții, astfel încât să nu se mai repete problemele acelea. Sesizările anonime sunt un pas foarte important, dar mai este de lucru. Semnează petiția de click "Vrem reguli clare împotriva hărțuirii sexuale din universități". Să facem facultățile noastre un safe space, nu o scenă de dramă medievală. Asta a fost tot pentru azi, ne vedem joia viitoare, link-uri și informații găsiți în descriere și bineînțeles nu uitați să dați like, share și subscribe. Eu am fost George Mesaro și asta a fost știrea zilei de la The Click.